Bună și bine ați revenit pe canalul meu. După cum puteți observa, aici am o grămadă de geluri de duș strânse și m-am gândit să vi le prezint și vouă, poate vă ajut, poate vă inspir. O să încep cu cele de la Avon și l-am în primă fază pe acesta. El este cu zmeură și Cassis, nu știu cum se pronunță chestia asta. Ideea e că miroase super, super bine și mă bucur foarte mult că l-am achiziționat. L-am luat pe cel în variantă de 250 de mililitri. Desigur, acestea nu vor fi toate. Urmează să-mi ajungă o comandă de la Avon în care mi-am mai comandat câteva. Pentru că niciodată n-ai destule geluri de duș. Îl mai am și pe acesta din gama Sunny California Glow cu grapefruit roz și frangipani. Acesta este de 500 de mililitri. L-am luat pentru că l-am văzut la fete pe grup și am zis să văd cum miroase și ce credeți. M-am îndrăgostit pur și simplu de el. Mai am aici încă unul tot de la Avon din gama Senses. Acesta este cu Fresh Flowers and Bergamot. Da, miroase foarte fresh, miroase foarte de vară și acesta are tot 500 de mililitri. Acum o să le iau pe cele de la Balea. Am aici unul cu piersici pe care l-ați văzut în swap. L-am primit de la Nicoleta, mulțumesc mult. Miroase foarte, foarte bine și abia aștept să îl încerc. Are 250 de mililitri și după cum știți, eu ador produsele Balea. Tot de la Balea îl mai am și pe acesta cu pepene și fructul stea. Miroase genial. Pur și simplu îl ador. Are 300 de mililitri și abia aștept să mă răsfăț cu el vara aceasta. Tot de la Balea mai am această spumă de duș. Știți că am mai avut-o, cred că, în 3 variante, dar niciodată nu strică. Eu ador aceste produse. Le folosesc atât pentru ras, cât și pentru dușul propriu-zis. Are 200 de mililitri și să nu credeți că o să vă țină mai puțin decât un gel de duș obișnuit. O să vă țină exact la fel. De la Sien am acest spumant de baie. Cream and Care. Miroase cremos, miroase clasic, să zic așa, are 1 litru și o să-l folosesc categoric la iarnă când o să fac băi, acum fac doar dușuri. Tot de la Sien pentru piele sensibilă, îl am pe acesta, are 300 de mililitri, iubesc și produsele Sien la fel ca și pe cele Balea. De la Suddenly, tot din Lidl, sper să nu vorbească ăsta și sper să focalizeze. Îl am pe acesta, este de 50 de mililitri, este din gama cu parfumul Suddenly Summer. Eu am și deodorantul și loțiunea de corp, pe care probabil o să le vedeți în clipurile cu empty sau cu favorite, de ce nu dacă mai apucăm. Am și de la Viva Natura acest gel de duș cu aloe vera și tea tree. Nu știu cum miroase pentru că încă este sigilat, nu l-am deschis, având atât de multe deschise, pentru că pe cele pe care tocmai vi le-am arătat, le-am și mirosit și ce credeți, sunt foarte multe deschise, mai am și în baie. Și mai am 2 geluri de duș de la Yves Rocher. Acesta este cu mango și coriandru. Nu știu dacă știți acest lucru despre mine, dar mango este fructul meu preferat, fructul pe care îl consum foarte des și cred că și în exces. Nu știu dacă are beneficii pentru corp sau ceva, dar pentru organism, scuze. Dar mie fructul mango îmi place foarte mult și acesta are 400 de mililitri, gelul acesta de duș. Este cu mango și miroase genial, chiar vi-l recomand. Și mai am încă un gel de duș cu mandarine și lemn de cedru, cred. Așa s-ar traduce. Are 400 de mililitri. L-am avut la un moment dat în varianta de 50 de mililitri, cred, varianta aceea micuță. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult. M-am bucurat când am primit acest gel de duș, pentru că deja știam că îmi place mirosul. Așa că pe acesta o să îl
Folosesc la fel ca și pe celelalte cât de curând pentru că deja le-am deschis să le miros și n-aș vrea să expire. Bun, acestea au fost toate gelurile de duș pe care le am momentan nefolosite. Desigur că am și în baie, desigur că aștept comandă de la Avon, aștept câteva colete în care se află câteva geluri de duș, așa că atunci când o să strâng altele pe lângă ceea ce v-am arătat, o să mai fac încă un clip cu gelurile mele de duș, pentru că știu că vă place și mai am încă un clip de acest gen. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare eu v-am pupat și aveți mare, mare grijă de voi. Pa!